doi medici primari legiști, eu, dr. Adriana Francisc, și un coleg legist, dr. Ștefan Dumitriu. Am recoltat mai multe probe pentru examene de laborator. Rezultatul final al autopsiei va fi gata probabil în 2-3 luni, concluziile autopsiei medico-legale. Cauzele de deces le-am scris pe certificatul constatător al decesului. Acesta este un act medical cu caracter confidențial. L-am dat familiei. Dacă vreți să discutați cu familia, puteți discuta. Restul altor informații puteți să le aflați de la poliție, cei care au solicitat efectuarea autopsiei medico-legale, și anume Serviciul Omoruri din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. Să ne explicați puțin, de ce durează atât de mult, 2 luni, până la rezultatul final? În primul rând, pentru că principala analiză, examen de laborator, este examenul histopatologic, care are o durată prin timpii efectiv de lucru de cel puțin 2 luni. Fiecare etapă de lucru. Asta vă voi spune în momentul în care vom scrie concluziile medico-legale. Nu acum. Ce veți descoperi în urma acestor concluzii? Pot să vă spun că la autopsie arsurile arătau, nu aveau semne de infecție. Arătau un curs de vindecare. Și pe ce suprafață? Suprafața este de circa 30% din suprafața corporală. În ce zonă? Erau mai multe zone, deci pe părțile laterale ale corpului și posterior. Arată că a fost niște plăcări mai violente? Nu, nu arată că au fost plăcări violente. Ați predat, nu știu, ceva documente și celor de la poliție? Noi nu am predat, dar vom solicita poliției date de anchetă. Vom solicita și imaginea video, pentru că am înțeles că este filmare din sala de operație. Vom solicita documentația tehnică din corespunzătoarea aparaturii din sala de operație. Deci de asta durează atât de mult, pentru că trebuie să punem cap la cap toate elementele. Avem nevoie de toate datele. Întotdeauna autopsia medico-legală, fiind medico-legală și având implicații juridice, se face cu punerea la dispoziție a întregului material. Și când avem expertiză din instanță, solicităm dosarele din instanță. Deci noi solicităm întotdeauna toate datele. Asta înseamnă expertiză medico-legală. Ne spuneați de familie că ați înaintat certificatul, a venit? L-am scris. Certificatul este jos la biroul de cese. Familia, bineînțeles, că a venit. Probabil nu va prelua astăzi. Da. Familia, teoretic, trebuie să țină legătura cu organele de anchetă. Știți cumva ce substanțe sau... Nu. Deocamdată nu am această informație, dar o vom avea pentru că vom solicita. Familia va prelua astăzi? Da. Mulțumim. Plăcere.